În mediul virtual au apărut tot felul de informații legate de situația politico-militară din Ucraina, țară vecină cu România și aflată de bună vreme în conflict cu Rusia. Europarlamentarul PPE-UDMR de Hunedoara, Iuliu Winkler, crede că populația ar trebui să se informeze din surse sigure și dă garanții că în cazul unui conflict armat, România va avea sprijinul NATO și al Uniunii Europene. Eu cred că este foarte important să ne informăm din surse sigure. Acum câteva zile a avut loc ședința CSAT, care a dat anumite informații și a arătat că România, atât la nivelul armatei, cât și la nivelul administrației publice, este pregătită pentru orice scenariu care ar putea să urmeze. România este membru NATO și este membru al Uniunii Europene, deci beneficiem de acest scut, de această umbrelă euroatlantică, care este nu doar declarativă, ci s-a văzut concret atât din declarațiile de la Washington, cele de la Paris, că protecția noastră, sprijinul și cooperarea vor lua și forme concrete. Eurodeputatul Hunedorean consideră că un conflict ar fi ultima variantă de rezolvare a crizei, iar detenționarea situației se va face pe căi diplomatice, deși și în acest domeniu există, cităm, cacofonii la ora actuală la nivelul declarațiilor. Eu sper că diplomația va avea câștig de cauză. Este acum o mare bogăție, o mare cacofonie, poate chiar de voci și în diplomație. Există multe variante de viitor, dar eu cred că varianta cu cele mai mici șanse este aceea a războiului clasic. Ca atare, Iuliu Winkler este de părere că rezerviștii nu vor fi chemați la comisariatele militare pentru eventuale rechemări sub arme. Nu cred că va trebui să ne temem să fim chemați la comisariate, să fim căutați pe listele de rezerviști. Eu cred că trebuie să avem încredere în guvern, trebuie să avem încredere în armată, în apartenența noastră la sistemul euroatlantic și trebuie să căutăm să ne informăm din surse oficiale, surse sigure care ne spun realitățile. Încă o dată sper că diplomația avea câștig de cauză și că nu vom ajunge la războiul clasic, nu vom ajunge la desfășurări de trupe și nu vom ajunge la sunet de tancuri, mitraliere sau arme clasice. Eurodeputatul hunedorean PPE-UDMR Iuliu Winkler a făcut aceste declarații astăzi, 31 ianuarie, în cadrul unei conferințe de presă pe care a susținut-o la Deva.